Încep această declarație de presă prin a transmite condoleanțe familiei reprezentantului misiunii diplomatice a României, care și-a pierdut viața în urma atentatului terorist de la Kabul. În semn de recunoștință și apreciere pentru dăruirea și curajul său, pentru spiritul de sacrificiu dovedit, am decis să-l decorez post-mortem cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler cu un semn de război. Totodată, îi urez multă sănătate și recuperare cât mai rapidă românului nostru rănit în același atac sângeros.